Bună seara, dragi prieteni și dragi telespectatori ai CoolArt. Dacă până acum am vorbit despre teatru clasic, despre film, despre literatură, ne-am gândit că în seara asta este foarte frumos să pătrundem și într-un alt univers. Alături de mine se află domnul Guruianu. Dacă vă întrebați unde suntem, vă pot spune că suntem la Opera Comică pentru Copii. Și de ce suntem aici, o să vă spun chiar domnia sa. Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a sta de vorbă despre ce se va întâmpla aici, în acest univers al copilăriei. Vă rog. Mare drag. E mult de povestit. Avem timp să povestim și să intrăm și în detalii dacă este necesar. Haideți în primul rând să vorbim despre tumultul ăsta de oameni care sunt acum în jurul nostru, pe care telespectatorii nu prea îi văd, dar sunt mulți care lucrează. Ce se întâmplă de fapt? De ce se lucrează așa de fervescent? Dacă Opera Comică pentru Copii nu era suficient că avea peste 600 de spectacole programate pe an, ceea ce nu mai are nicio instituție de cultură din România, e bine, din 29 noiembrie începe o altă nebunie. Târgul Poveste de Crăciun este un eviment pe 8.000 de metri pătrați, și mult din clădire, dar evident face multe activități și la sediu. Din 29 noiembrie până în 15 ianuarie, aici vor fi, hai să spun, cam 30-40 de activități suplimentare față de spectacolele care funcționează în toate cele trei. Și față de ceea ce mai faceți de obicei, acele workshop-uri despre care vorbea și doamna Felicie. Evident, atelierele rămân în picioare, atelierele chiar vor fi parte din acest festival. Haideți să vorbim puțin de ce atât de multă suprafață, de ce așa de mult. 1000 de metri, totuși, mi se pare, e mult. Este destul. Mă rog, ar fi putut fi și mai mult, sau poate că în alți ani ne putem extinde și mai mult, dar deocamdată a fost vorba, sau este vorba de 8.000 de metri pătrați care sunt amenajați cu foarte multe obiective. Uh-huh. Aș vrea să vorbim prima dată de spectacole ca să le lăsăm puțin deoparte, în sensul că ele sunt până la urmă esența Operei Comice pentru Copii. Vă rog. Vorbim de Joc și Roc, o adaptare după Crai Nou, care este programat deja în 30, 1 și 2 decembrie, după care urmează seria lungă de Spărgătorul de Nuci. Un spectacol celebru pe care l-am produs acum 2 ani. Și care are un mare succes până la urmă, că despre asta e vorba. E unul dintre cele mai importante spectacole din ultima perioadă și mi se pare fabulos faptul că de 2 ani de zile se joacă cu casa închisă. Și de 2 ani de zile vine din ce în ce mai multă lume și vine să vadă acest spectacol. Ca să vedeți și niște cifre, ne apropiem de a 50-a reprezentație, ceea ce înseamnă peste 20.000 de copii, dar și adulți, bineînțeles, care l-au văzut deja. Sigur, nu-l vom scoate din repertoriu, el va exista și de-a lungul anilor. Ar fi și păcat, pentru că e aproape sold out, deși avem, cum vă spuneam, și acum 16 reprezentații programate. Vorbim de Ivan Turbincă, un spectacol care se joacă în sala Underground, și de Salonul de Percuție, un spectacol foarte atractiv și interesant și interactiv, pe care îl avem cu unul dintre mari specialiști pe care România are, profesorul universitar de la Conservator Alexandru Matei, care vine împreună cu câțiva studenți și le explică copiilor și le și pune în practică o mulțime de elemente de percuție, instrumente. Cred că sunt undeva pe la 30-35, de la lucruri foarte mici până la lucruri foarte mari. Și cam câți copii au fost până acum la un astfel de workshop? Salonul de percuție are cam 100 de spectatori odată. L-am jucat cam de 30-35 de ori până acum. Acum avem programate încă 10. Noi sperăm să se mai dubleze, pentru că cererea este destul de mare. E fabulos ce se întâmplă. Vorbim totuși de spectacole care se adresează copiilor. În mare parte. În weekend ei vin, evident, însoțiți de părinți sau bunici, ceea ce înseamnă cam jumătate din sală este de copii, jumătate este de adulți. Da, mi se pare că, așa cum spunea și doamna director la un moment dat, mi se pare fabulos că un copil poate să intre aici, să spunem, dimineața la ora 10 și să mai iasă pe ziul după ora 19 și fără să se plictisească, fără să existe acea... Știți că sunt copii până la urmă. Da. Mi se pare fabulos că se poate întâmpla lucrul ăsta într-o singură instituție. De asta cumva am încercat să creăm mai mult decât o instituție. Toată echipa care este aici lucrează spre acest concept de a petrece un timp foarte bun cu copilul tău. Până la urmă, ce vrem noi este să le oferim cu părinților ocazia de a-i educa și în acest mod. Și altfel. Evident că pot să-i educe și acasă, evident că și la școală ei sunt educați, dar aici e un alt tip de educație. Cum ne place nouă să spunem frecvent, noi de fapt creștem spectatori pentru toate instituțiile de cultură din România, fie ele teatre, filarmonici, operă, operetă și alte lucruri. Da. Dacă ei trec de mici pe la noi și sunt obișnuiți cu genul ăsta de spectacole, cu genul de interacțiune, cu faptul că au tururi în spatele cortinei,
că îi cunosc pe actori, că urcă pe scenă, că vin la ateliere, aproape 1000 de copii la ateliere care vin săptămânal la noi. E bine, evident că devin altfel de adulți, altfel de oameni care sunt interesați de cultură. Și gustă altfel lucrurile pe mai târziu. Vorbeați mai devreme de acel tur al copilor care îl fac în spatele scenei. Ni s-a mai povestit la un moment dat, dar acum vreau să intrăm un pic în detaliu, pentru că și eu fiind de profesie și actor și lucrând în domeniul ăsta la un moment dat, e o altă lume. Da. E altceva. Ceea ce se vede pe scenă este una, ceea ce este în spatele scenei cu totul altceva. Și aici mi se pare un alt univers despre care chiar aș dori să discutăm. Ce fac copiii în momentul în care ajung în spatele scenei? Haideți să vă spun cum a pornit proiectul. Vă rog. Acum 2 ani am încercat să facem o noapte a vrăjitoarelor, dacă nu mă înșel, să aducem toate vrăjitoarele din spectacolele noastre, fie din Hansel și Gretel, din Micuța Dorothy, știu eu de unde mai erau personaje negative, să-i spunem, și să le oferim o seară doar a lor în care copiii să vină, să le vadă mai de aproape, ele să cânte, teoretic să-i sperie, dar practic să se joace cu ei și de fapt să le arătăm că uite și vrăjitoarele merită aplaudate până la urmă, ceea și, ce... Și personajele negative au o parte bună. Exact, și mai ales că majoritatea dintre ei, de fapt toți, sunt niște cântăreți foarte remarcabili, evident, cu voci deosebite. Ei bine, succesul a fost atât de mare, încât a trebuit să programăm mult mai mult. Deci, practic, noi pusesem din oră în oră. S-a făcut din jumate în jumătate de oră. Și după aceea a trebuit să mergem în anumite ore, chiar din sfert în sfert de oră. Eu și colegii mei eram chiar, la un moment dat, chiar nu mai știam cum să reușim să facem tur după tur, pentru că cererea era foarte, foarte mare. Și atunci ne-am dat seama că, de fapt, evident, orice părinte visează pentru copilul lui să vadă cum e în spate, cum o fi în magazia de costume, cum o fi pe scenă, cum o fi să stai pe scena aia în care strălucesc atâtea reflectoare, în care există turnantă, în care coboară decorurile, le vezi cu ochii tăi, sau vezi coboară cât de sus personajele. Exact, sau coboară un personaj alături de tine, vorbești cu el, interacționezi cu el, după aceea te duci în magazia cu mii de costume, cu recuzită, cu... Și atunci am inventat acest tur împreună cu, cum vă spuneam, cu echipa de la comunicare. Și pe el îl avem în fiecare weekend. Practic, după fiecare spectacol de sala mare, cel puțin 20-30, dar de cele mai multe avem două tururi, poate chiar și trei tururi, de copii care sunt împreună cu un ghid. Deja e dezvoltat proiectul și fac mulți oameni. Pur și simplu îi conduc, au un traseu bine delimitat în care primești și niște cadouri, primești și informații, neapărat să întâlnesc cu artiști. Și pleacă extaziați, cum să vă spun, se vede reacția după ei. Sunt oameni care vin, copii care vin de 2, de 3, de 5 ori, pentru că tot timpul spectacolul fiind altul, atunci se întâlnești cu alți oameni, exact, chiar dacă e totul altceva. În același locuri, e cu alte obiecte și cu alți oameni. Așa este. În sala mare, cam câte scaune aveți în momentul 424. De fiecare dată pline. De fiecare dată pline. Nu pot să spun decât că vă felicit și mi se pare, repet, cu riscul de a mă repeta, dragi telespectatori, este fabulos să auzi că peste 400 de scaune la fiecare reprezentație, aici, în acest univers, sunt pline. Târgul la spectacole se termină cu o noapte la Veneția, opereta de final de an. Anul trecut am adus o noutate, zicem noi, între Crăciun și Revelion mai avem o tură de spectacole. Uh-huh. De data aceasta vorbim de opereta lui Strauss, o noapte la Veneția, regia maestrului Mihăilescu, care va avea trei reprezentații de gală, unde spectatorii pot să câștige chiar două nopți la Veneția, pentru că avem un parteneriat cu agenția de turism, toți completează un anumit formular și pot să ajungă la Veneția. Super. Așa cum și anul trecut, când a fost premiera, a ajuns o familie la Veneția. Uite, încă o modalitate de a-ți atrage clienți, ca să spun așa. Așa este. Marketingul funcționează perfect. Mulțumim tare mult. Noi știm că mai sunt multe lucruri de făcut, dar ne bucurăm că lumea apreciază ceea ce facem până acum. În general, peste tot sunt lucruri de făcut. Mă uitam când am venit și cu Romeo, colegul meu, operatorul, ne-ați arătat ce este pe acea suprafață de 8000 de metri pătrați. Haideți să vorbim puțin despre ce se va întâmpla acolo, pentru că și acolo este cu totul altceva, e un alt univers. Abia aștept. Și eu de-abia aștept să vin. Haideți să vorbim puțin despre târg. Vorbim despre târg, luăm puțin geografic, așa apucăm să cuprindem tot. În primul rând vorbim de o casă pentru Moș Crăciun, de un salon pentru Moș Crăciun. Este o zonă foarte mare dedicată lui, cu un tron, cu un brad imens în care sunt trenulețe care circulă. Deci atât de mare este bradul încât genul acela de trenulețe pe care le știți vor fi în brad. Este tot acolo o zonă cu diorame.
diorame făcute, niște scări, niște case la scară mică, făcute din toată România, dar și o zonă cu căsuțe din lume. Dar sunt multe regiuni ale României foarte bine reprezentate, frumos. Toate dintre ele au explicații, ba mai mult, copiii pot lua din ele, le pot vopsi și pot pleca cu una dintre ele acasă, în atelierul acesta lui Moș Crăciun, care e foarte aproape cel cu diorame. Nu plecăm din căsuța lui Moș Crăciun înainte de a vă spune că avem, pentru că suntem în mileniul în care suntem, am intrat și în realitatea virtuală, să-i spun așa. Tehnologia avem doi ochelari unde poți să, absolut gratuit, poți să îi pui la ochi și poți să zbori odată cu sania lui Moș Crăciun. Foarte aproape de zona aceasta din salonul lui Moș Crăciun, cum vă spuneam. Diorama nu este singura, mai avem încă două diorame, una dintre ele cu un peisaj fabulos, cu un tren care se mișcă, dar pe o suprafață de 14 metri pătrați. Suficient de mult. Sunt lucruri de văzut și, bineînțeles, sunt făcute în foarte mare detaliu, de oameni foarte pricepuți, dedicați și care le place așa ceva, cu personaje din acelea mici. Exact, da. Diorama clasică, rar de văzut așa ceva în România. În afară de salonul lui Moș Crăciun, unde se ajunge într-o zonă cu niște coloane de lumină de 18 metri prin care se pătrunde spre el, după care avem o zonă de ateliere. Sunt 8 ateliere, ateliere speciale, ateliere separate, în care intră 5 sau 6 copii care pot să stea aproximativ jumătate de oră, poate mai mult sau mai puțin, în funcție de complexitatea atelierului, în care pot să facă globuri, să le coloreze, să le picteze, să facă o felicitare, să facă anumite păpușele pentru brad, anumite decorațiuni. Toate lucrurile acestea sunt în 8 ateliere, cum vă spuneam, foarte mici, de 5-6 persoane, nu mai mult. Mm-hmm. Și dacă vor veni mai mulți, ce faceți? Pur și simplu trebuie să aștepte. Sunt 8 ateliere, practic 40 care intră odată, să-i spun. Am înțeles. Avem un copac cu Moș Crăciun. Avem mai mulți Moș Crăciun colindători, care ca în marile capitale ale lumii vin, ei sunt suflători, toți sunt din orchestre, și cântă. În fiecare seară vor fi aici și lumea va putea simți atmosfera aceea de colinde clasice cântate din instrumente de suflat pentru exterior, ceea ce nu e chiar același lucru ca cele din fosă și din orchestră. După care avem una din marile bombe. Spunem bombă pentru că atunci când ne-am imaginat-o, ne-am dat seama că nu prea mai există în București așa ceva. Avem un derdeluș artificial pe care se pot da copiii absolut gratuit cu săniile de la noi în curtea operei, în copacul care întreaga vară a fost plin de copii care erau acolo, atelierele de pictat, de desenat, de cântat. Acum, practic, din acel loc se coboară spre gardul operei pentru copii pe un mare, mare derdeluș. Din nou încerc să iau geografic ca să sper să nu uit nimic. Avem un carusel. Un carusel în care se vor putea da, am văzut în vară cât de mare succes are genul de carusel, fără de care credem noi că atmosfera nu e completă de Crăciun, dacă nu ai un carusel plin de luminițe, cu zurgălei, cu lumii, cu sunete, cu tot ce înseamnă. Care să te învârtă și să te facă să visezi într-un fel anume. În vis-a-vis de acest carusel avem un magazin mare al brazilor. El, de fapt, este un nou concept. Fiecare brad este decorat special. Tu poți veni să vezi cum se poate decora un brad cu jucării de tip Lego, cu jucăriile de la opera comică sau cu genul de aranjamente de la anumite ateliere. Mm-hmm. Toți brazii sunt special decorați sau cu căsuțele de care vorbeam din diorama respectivă. Vom avea mulți brazi care sunt decorați fiecare în felul lui. El poate fi și cumpărat integral tot ce are el acolo sau poți să cumperi doar fără să iei cu totul. Majoritatea dintre ele sunt, nu majoritatea, cred că toate sunt handmade, toate pot fi luate acasă și considerat unicat, pentru că e un glob pe care e exact personajul desenat, fetița cu chibrituri sau micuța Dorothy, și ele sunt în brad. Pot să vă întreb apropo de aceste lucruri handmade, cine le-a făcut? Lucrăm cu foarte mulți artiști. Am început cu cei noștri, după care n-au mai putut să mai facă față, și a trebuit să externalizăm și lucrăm cu foarte mulți oameni. Avem tot acolo lângă brad, avem tricouri cu personajele noastre, avem pijamale cu personajele noastre, acum de sezon. Toată lumea am văzut că încă le solicită, pentru că e pentru toată familia, pe dimensiuni, pentru tata, mama. Ce am observat tot în partea aceea sub pod, și chiar aș vrea să discutăm puțin, să știți că au și un patinoar. Pe cuvântul meu de onoare, adică nu e glumă, ce auziți aici chiar e un patinoar.
Da, e un patinoar și vă spun că e cel mai mare patinoar pentru copii, special dedicat exclusiv copiilor. Mm-hmm. Pentru că în alte locuri, da, sunt patinoare, probabil mai mari decât al nostru, dar pot intra și adulți. La noi, practic, pot intra doar copii. El este dedicat în exclusivitate lor și față de anul trecut, evident, am mărit capacitatea, l-am înconjurat cu niște îngeri foarte impresionanți și am pus chiar un ecran mare pe care vor rula ori spectacole, ori clipuri de Crăciun, lucruri care să te facă să te simți, dacă vreți, ca la Viena, ca la primăria de la Rathaus, în fața primăriei, unde se proiectează concerte celebre în timp ce tu patinezi. Care este numărul de oameni care a lucrat la tot ce se întâmplă sau tot ce se va întâmpla în perioada următoare? Pentru că mi se pare enorm de mult. Eu cred că acum nu pot să vă răspund, dar cu siguranță aproximativ 400-500 de oameni au participat cumva la tot acest conglomerat. Nu vorbesc de cei care au muncit doar aici, ci cei care au produs anumite lucruri care au fost asamblate aici. Toate căsuțele, unde or să fie tot ce ține de zona de mâncare și de băuturi calde. Scena, care este foarte mare și pe care vor interpreta foarte mulți copii de la ateliere, de fapt toți copiii de la atelierele noastre, plus 1800 de copii din corurile Cantus Mundi, care vreme de o lună de zile vor veni la noi și vor interpreta colinde pe scenă. Ei vin și din București, dar și din alte părți ale țării. Da. Mai mult decât atât. Împreună cu Cantus Mundi organizăm Olimpiada Colindătorilor, un concurs pentru grupuri între 3 și 10 colindători care vin, ei sunt în afară de cei care vin să colinde. Aceștia pot să participe la un concurs. E vorba de niște preselecții și după aceea de o finală în care un juriu va decide cine câștigă cel mai mare premiu. Câștigătorii, unii dintre ei vor putea avea o cină cu Delia chiar de Crăciun sau în preajma Crăciunului, pentru că e unul dintre artiștii preferați ai copiilor. Da, da, da. Dar sunt și alte, multe alte cadouri. Am zis așa, căsuța, magazinul. Am zis de patinoar, am zis de pomul acela imens. Da, ce am mai zis de carusel, am zis de scenă. Exact. Și mai avem cel puțin încă două foarte importante. Odată avem niște reni adevărați. Doi dintre renii lui Moș Crăciun vin aici. Uite, asta copiii chiar vreau să vă și eu. Să își facă fotografii cu cei doi reni sau pot chiar să se plimbe cu Sania cu ei. Frumos. Pozatul, evident, este gratuit. Ei pot veni de lungul orelor, efectiv să-i vadă acolo și să se pozeze cu ei. Plimbatul va avea un cost, ca și intrarea pe patinoar, de altfel. Uh-huh. Dar avem niște tichete foarte drăguțe, personalizate, care îi pot veni ca la Disneyland, dacă vreți, și își pot folosi 1, 2 sau 3, depinde ce vor să facă. Una dintre atracțiile despre care nu v-am vorbit încă este tărâmul oamenilor de zăpadă. Pentru că ne-am dat seama că în București nu prea se fac oameni de zăpadă, pentru că zăpada nu prea este. Atunci, una dintre ideile creative care au venit în brainstorming-urile pe care le-am avut de-a lungul lunilor cu colegii de la comunicare a fost următoarea. Noi avem 15 moși Crăciuni desfăcuți, pe care fiecare copil îi poate face într-un mod unic. El își poate alege cele 3 globuri care sunt prinse cu scai. Cum vrea el să le pună, așa le pune. Cum vrea el, cu culorile lui, cu nasul lui, cu nasturii lui, cu gura lui. Pur și simplu fiecare își face moșul Crăciun, omul de zăpadă al lui, după care își face o fotografie, o noi o printăm și o dăm să plece cu ea acasă. Prin tot ceea ce se întâmplă aici, li se stimulează imaginația. Păi cred creativitatea, că e principalul pe care imaginația, creativitatea și faptul că sunt prinși efectiv de fiecare dată cu lucruri deosebite. Da. În afară de acest târg, știu că mai aveți un spectacol pe 4 decembrie, da, despre care vreau să discutăm. Telespectatorii, nu știu, deja știu cât de cât despre ce este vorba, dar vreau să vorbim despre el un pic în detaliu. Ce se întâmplă pe 4 decembrie, unde și despre ce? Intru cu cea mai mare plăcere în detaliu, dar trebuie să spun de la început ca să nu existe așteptări nerealiste, nu mai sunt bilete. Oh. Deci pe 4 decembrie avem două reprezentații în aceeași zi. La 11 dimineața, dedicată exclusiv unităților de învățământ și una seara la ora 19, publicul deschisă tuturor. La cel de ora 19, vă zic sincer, azi dimineață când mă uitam, era undeva în jur de 30-40 rămase. De asta spun mai bine că e sold out, pentru că eu sunt convins că la ora aceasta este sold out. Spectacolul cuprinde multe nume pe care le-am invitat, dar atractivitatea lui cea mare și creșterea lui de la an la an este că avem o scenă monumentală de câteva sute de metri pătrați, în care, pe care evoluează întreaga orchestra operei comice pentru copii, baletul, soliști vocali,
soliștii vocali pe care îi avem și invitați, cum vă spuneam. Este o seară magică în care îmbinăm spectacolele noastre și vor fi momente din sunetul muzicii, din spărgătorul de nuci, din Noaptea la Veneția, din Joc și Rock, din spectacolul din Muntanul Încălțat, din Princi Cerșetor, din spectacolele care au avut premierele cele mai fastoase, să-i spun așa, plus zona de colinde, pe care evident o auzi cântată cu orchestră mare și cu oameni care cântă live și care au studiat la conservator și care au voci cu adevărat impresionante. Mai mult decât atât, avem și niște invitați. Bineînțeles că în fiecare an doamna Felicia Filip va fi prezentă pe scenă și va cânta alături de copii cu corurile Cantus Mundi, care și ele vor fi acolo prezente. Dar avem doi balerini de la Opera Națională, poate cei mai importanți, oricum prim balerinii Operei Naționale, Cristina Dijmaru și Ovidiu Matei Iancu, cei care sunt protagoniști la noi și în câteva spectacole de Spărgătorul de Nuci din luna decembrie, dar vin din nou la sala polivalentă. Mai avem Cleopatra și Pavel Stratan, cei care vin împreună și cântă și separat, dar și împreună, pentru că ne-a plăcut mult momentul acesta de tată, fiică, copii, exact ceea ce își dorește Opera Comică pentru copii, să creeze relația aceasta dintre... să o ducă mai departe, nu să o creeze, Doamne ferește. Ea există, cu siguranță. Vorbim de formația Vank, una dintre preferatele copiilor. Am făcut un sondaj și era aflat cine foarte era, sus Vank și atunci pe ei i-am invitat. Corurile, cum spuneam, corurile de copii Cantus Mundi, care vin ca în fiecare an să colinde alături de noi. Eu cred că va fi o seară minunată. Sunt de convins. două ore și jumătate, cred. Și unde se va întâmpla? La sala polivalentă. 3500 de locuri sunt puse la vânzare. Cum vă spuneam, ambele reprezentații nu mai au locuri. Repet, sunt lucruri foarte frumoase pe care le faceți aici și, apropo de doamna Felicia Filip, trebuie să o salut și eu cu această ocazie. Noi ne-am mai întâlnit la un moment dat tot la București TV. Cum aveți timp să faceți toate astea? Când aveți timp să le faceți pe toate și, ceea ce este și mai important, energia pe care o emană tot ceea ce faceți? Mă refer la toată echipa, nu vorbesc doar de o persoană. Cred că e un cerc virtuos până la urmă. Primim o mulțime de feedback-uri, o mulțime de întrebări, dar și de idei de a face alte lucruri mai bine și mai frumos. Multe se datorează spectatorilor noștri. Și multe din ideile vin de la copii. Bineînțeles, ei sunt oricum cei mai creativi. Exact. Ei vin tot timpul cu ideile complet out of the box. Din cauza lor avem albume foto, de exemplu, unde să-și țină fotografiile. Multe lucruri pe care le-am creat datorită faptului că am avut o reacție foarte bună din partea lor. Mă bucur foarte tare. Acum am să vă rog să faceți abstracție de mine, să vă uitați la colegul meu, Romeo, pe care îi fac și cu mâna și mulțumesc că e cu mine. Și am să vă rog să transmiteți un mesaj și un răspuns la o singură întrebare. De ce trebuie să vină lumea, copiii, părinții, de ce trebuie să vină în acest univers și de ce trebuie să mergem în general la teatru? Da, îmi place să parafrazez pe doamna director Felicia Filip, pentru care cea mai bună, cred, sinteza a ceea ce facem noi aici. Dragi părinți, nu știu dacă vi s-a spus până acum chiar atât de franc și de deschis, dar copiii, de cele mai multe ori, își educă părinții. Au părinții pe care îi merită, au părinții pe care și îi doresc. Dacă veți veni măcar o singură dată la Opera Comică pentru copii, așa cum au făcut-o peste 100.000 de copii în ultimul an, veți avea surpriza să vedeți că, spre deosebire de multe alte locuri, copilul vă va trage de mânecă și vă va spune că va dori să vină la Opera Comică și a doua oară și a treia oară. Îmi place să citez ceea ce spune doamna Felicia Filip, pentru că dânsa a creat aici un motor, să-i spunem așa, a creat un reactor, o inimă până la urmă, care bate într-un anume fel pentru toți copiii din București. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest tur frumos prin acest univers. Nu uitați, Opera Comică pentru copii, în toată această perioadă, până în 15 ianuarie, veți putea să veniți cu copilașii dumneavoastră și să se joace, să învețe, să lucreze, să creeze. Iar pe 4 decembrie, din păcate, nu mai aveți bilete. Asta e, poate, cine știe, poate reușim să reedităm spectacolul și atunci să mai vină și altă lume. Cred că e greu acum acesta, dar pentru la anul... Sunt convins. Cam atât, dragi prieteni, de aici. Eu sunt Ștefan Apostol și vă mulțumesc foarte mult că ați intrat cu mine în acest univers.
Ne revedem săptămâna viitoare. Să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. O seară bună!